Bine te-am găsit! Constantin Barbu aici. În acest tutorial îți voi arăta cum se realizează măsurătorile complete ale unui spațiu ce urmează a fi mobilat. Suntem la primul capitol, în drumul nostru către obținerea unui mobilier util, funcțional și cu un aspect frumos. Acest pas merită toată atenția noastră, pentru că de el va depinde în mare măsură rezultatul final. Să-i dăm drumul. Am simulat, în SketchUp, o cameră care conține o nișă, ce urmează a fi dotată cu mobilier. Avem de măsurat cei doi pereți laterali, podeaua, tavanul, cât și peretele din spate. Fiecare componentă din cele enumerate va beneficia de o măsurătoare în cel puțin 3 puncte, după cum urmează. O să măsurăm cu ruleta distanța dintre punctele ce formează baza peretelui din stânga, măsurăm cu ruleta distanța dintre punctele ce formează mijlocul peretelui, la fel vom proceda și cu distanța ce formează limita superioară a peretelui din stânga. Continuăm cu peretele numărul 2, cel din spate, căruia îi aplicăm aceleași măsurători între punctele ce formează bază, centru, limită superioară. Procedăm identic și pentru peretele din dreapta. După ce am notat pe coala noastră de hârtie dimensiunile obținute până acum, trecem la aflarea cotelor ce formează înălțimea. Cum facem asta? Apoi luăm ruleta și o punem la treabă. Să măsurăm cu ea înălțimea peretelui din partea stângă în partea lui cea din spate. La fel facem și cu partea centrală. Trecem la măsurarea înălțimii peretelui din stânga în partea frontală a lui. Continuăm cu peretele numărul 2, mijloc, spate. Adică aici. Apoi, mijloc, față, frontal. Mergem cu procedura pentru aflarea înălțimii și o aplicăm și peretelui din dreapta. Dreapta. În cei peste 18 ani de experiență pe care i-am în domeniu, am învățat că pe lângă cele prezentate în acest video, trebuie să ținem neapărat cont atunci când facem măsurători de tot ce înseamnă prize, de tot ce înseamnă țevi dacă le avem, de tot ce înseamnă grinzi și să le notăm cu atenție, pentru că și de acestea va depinde în mare măsură succesul viitorul nostru proiect. După ce ne-am asigurat că ne-am luat toate notițele necesare, trecem la ultimul pas și anume stabilirea cotelor finale de gabarit pentru mobilierul nostru. Eu folosesc următoarea strategie cu care până acum nu am dat greș. Mă uit la toate cotele ce formează lungimea spațiului nostru, în cazul nostru acesta, și notez cota identificată cea mai mică, cota minimă, mi-o notez separat. La fel voi proceda și pentru lățime, îmi aleg cu atenție cota identificată minimă, la fel și pe înălțime. Aceste trei cifre finale le folosesc pentru proiectul dressingului. Aș mai menționa că în funcție de cât de strâmbi sunt pereții la fața locului, pentru siguranță este posibil să mai scad 10-15 mm din fiecare. Este simplu dacă suntem atenți. Cam asta a fost tot. Acesta am fost eu, Constantin Barbu. Vă urez succes și sper că v-am fost de folos.